Ok, salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou video canal, sunt Taxi și după cum vedeți și tu și aveți bine. Astăzi ne aflăm din nou pe Kidrop cu o balanță de 455 de euro, bebeți. Și astăzi o să facem din nou un clip mai spontan, un clip mai de buget. Din acești 455 de euro o să luăm doar 100 de euro fix sau 105 euro, ceva de genul, pentru că dacă folosiți promocodul AXL primiți $10 chiar în plus, deci nu primiți $5, primiți $10 în plus. Așa că dacă vreți să depozitați, folosiți și eu ce promocodul AXL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit. Și da, deci din balanța asta o să luăm doar 110 euro, avem 455, o să trebuie să mai rămânem cu 345 și o să facem un case opening să vedem cam ce ați putea să faceți și voi cu banii ăștia. Bun, am văzut că s-a adăugat o cutiuță nouă, mai exact Blackbird, Black Barbă Neagră, puii mei, unde aveți mai multe șanse pentru, vă dați seama, iteme destul de scumpe și 10% șansă pentru, uite, 2 euro și cutia e 4 euro, așa că să nu mai stăm pe gânduri și să dăm direct cu cutiuța. Nu se aude, dați mai puțin, eu mi-am dat să se audă, că nu mi-am dat seama. Ok, și începem fix cu un P90, 7 euro, 2 euro, ok, nu este nicio problemă, mai dăm o dată. Deci 4 euro și ceva am dat pe cutiuța asta, baioneta? Ah, Mortis, Mortis ăsta nu pot zic că e atât de bun, sau... Da, nu e chiar atât de bun, 2 euro. Bun, hai să mai dăm încă o dată, 12 euro deja ni s-a dus. Deci practic s-a dus bonusul pe care îl primiți dacă folosiți promocodul Axel. Bun, de Solid Space, nu e așa de scump ăsta, 4,5, la bani înapoi. Bun, hai să mergem după aceea la. Hai să deschidem și un Dicky Drop, că avem bani. Cât mai avem bani, pui mei, 7 euro. Deci 335 trebuie să mai rămânem noi, nu? 345 sau 335, nu mai știu exact. Bun, profit deloc. Mai dăm o dată. Hai să vedem. Phantom Disruptor, care este profit. Ok. Bun, hai să dăm la următoarea cutie, care ar fi hai să ne uităm, chiar nu știu ce, la ce cutie să dăm. Hai să mai deschidem și cutiuțe de asta în genul ăsta. Uite, să facem ceva mai spontan, să deschidem una așa la 11 euro. Va să mă duc direct la 30, dar am zis las așa. Bun, hai să dăm și noi ce deschideți. Hai să vedem. Royal se numește cutiuța. Mortis. Foarte de căcat skin-ul ăsta, 2 euro. Da, ok. Nu mai mergem la Royal. Hai să deschidem și vreo 5 shadow de-astea. Nu știu, sunt efectiv cutii random. Le iau random la ăsta, la mână. Deci nu... Păi mei. Deja ni se duc jumătate din balanță. Cum mi-am dat și eu seama. Ok, famasurile astea. 5 euro și cât am dat? 14 euro, vai de viața mea. Bun. Hai să mai deschidem vreo... Câți bani mai avem? 30 de euro? Ba nu, 55 sau 45 de euro, ceva de genul. Hai să deschidem două de-astea. Hai să vedem. Deci am început cu 455 și trebuie să ne opunem la 345. 10 euro și am dat 18 euro, băgam ea și piciorul să-mi bag. Bun, și acum mai încercăm ceva, uite, deschidem vreo 5 agenți de ăștia să vedem dacă facem profit. De ultimii bani mai dăm niște battle-uri, dar battle-uri de-astea micuți, adică, na. Mamă, cât o crescut agentul ăsta, ești prost? Bine, dar și arată bine ce-i drept. Hai să dăm 5, 8,75 euro. Hai să vedem... 8,75 euro pentru 6,2 euro. Bun. Și acum să mergem la case better. Avem 375 de euro. Deci trebuie să mai luăm de aici 40 de euro. Dacă greșesc îmi pare rău. Dar stați un pic. Deci stați numai un pic calculator. Că na, așa trebuie. Deci 455 minus 110. 345. Așa mă, nu-mi stă capul cum trebuie. Deci trebuie să mai cheltuim de aici 40 de euro. Bun. Opa, nu scădere preț. Creștere preț. Hai să băgăm mai multe cutiuțe. Uite, de exemplu, băgăm un Shadow. Băgăm un Batman. Iron Man, pardon. Băgăm un... Actress, băgăm o barbă neagră, Hulk, aplauze, Space, Lucky Clover, așa, și încă o cutie la 70 de cenți, hai să băgăm pe asta, 0, așa, la 0,60, bun, așa. Nu știu dacă să așteptăm puii mei să intre cineva, pentru că am de gând ca clipul ăsta să nu-l editez, gen puii mei să-l postez pur și simplu așa, ok, și apare, nu trebuie să edităm.
Sau să băgăm bot. Hai să vedem, începe cu cutiuța Shadow. Ok. Europa Revolver. Phantom Disruptor. Ok, Retrod. 4 euro, bun. Bun, 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 avem 11 euro până acum. Din battle-uri se câștigă cel mai bine de obicei. Ok, eu dat un monster mesh pe care nu a ajuns, exact. Hulk, hai să vedem. Hai să vedem. A lui mai scump, 100%. Exact, din fața noastră cu cam 7 euro, 8 euro, ceva de genul. E din nou în fața noastră, field tested. Dacă era factory new, cred că era mai scump decât al lui. Okay, space, hai să vedem. Ce-s cu skin-urile astea, mă, Cavaș? Beta scris din mai scump. Ok, Lucky Clover, hai să vedem dacă ne aduce noroc cu Lucky Clover. Ok, Desolate Space, 15? 10 chiar și l-am luat la 40 de cenți, dar mai sunt încă două cutii. Deci mai poate reveni, vă dați seama. Hai să spunem că nu o să facă... Și-o preluat avantajul și ultima cutie la 0.60. Clar. Nu știam ce fel de cutie e. Da, și din păcate nu la 30 ceva de cenți. Bun, hai să vedem cam cât avem în balanță la momentul actual. Avem, deci din 100, avem 44 de euro. Bun, hai să vedem dacă reușim să facem ceva. Hai să dăm prima dată cu skin-urile, cu skin-urile astea mai mici, că nu știu să vorbesc. Așa, pe partea dreaptă. Era pe partea stângă. Ne băgăm 3 skinulețe. Dăm 5x. M-am gândit la un 5x, dar la un 15 euro, nu la 17. Să avem o șansă de asta la 20%. Ok, nu era nici pe partea dreaptă. Bun, hai să vedem. Mai dăm un 2x. Dăm un 2x la, uite, la un SSG. A fost pe partea stângă. Mai e încă una pe partea stângă, oare? Da, mai e încă una pe partea stângă, aparent. Ok. Și era chiar și un 5x. Ok. Acum eu fost pe dreapta, da. Mamă, cât de aproape. Ok, hai să băgăm una așa mai mare la 30 de euro pe partea stângă. Și l-am pierdut, băgam aici piciorul, ok. Hai să vedem. Ok. Stop. Aparent nu s-a oprit, băieți. Dubla 2, dubla 2, că văd că n-am avut noroc. O să facem un battle de 100 de euro. Facem așa o mică, nu știu să zic, trișăm un pic, zic așa. Hai să dăm așa 20, Blackbird, că îmi place cutuța asta, Hermes, asta, Anon, nu, Shar, nu, Thunder, mi se pare interesantă cutia. Mai băgăm un Capitan America, nici nu știu ce cutie să mai bag, sincer să fiu. Gradient. Și mai băgăm o cutiuță la 20 de euro, cred, sau ceva de genul, nu știu, uite, 7 euro, 7 euro, 7 euro, 101 euro. Hai să vedem, băieți, un battle de 100 de euro, na, mai e greu. Mai e greu cu câștigul, băieți, ce pot să zic. Hai să dăm și cu botul. Botsuli, că botsuli de fiecare dată ne-a dus noroc cu băieți. Hai să vedem, începe prea cu cutiuțele. Asta e, cred că, cea mai sumpă cutie din... din tot battle-ul. Ok, l-am luat măcar, dar picutie de 20 de euro totuși. Ok, Nightmare ăsta e scumpicel. 9.54, ok. Dintr-o cutie de 4 euro, eu zic că e decent. Hermes cutie la 11 euro. Ok, e mai scump a meu. Exact, bun, 21 cu 14. Totuși battle 200 de euro, băieți. Cutie la 19 euro, hai să vedem. Ok, Wildfire care e 60. Bun, 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 bun. Thunder. Hai să vedem, băieți, cutiuța asta Thunder. Ok, eu dat un Neonor care e mai bun, minimal wear. Ok, dar nu e atât de bun. Hai să vedem Capitan America. Let's see. Ok. Ce-mi place ca ăsta Redline? Cred că o să scot un Redline mai pe viitor. Ok. În următoarele echipuri chiar vreau să scot un Redline. Îmi place prea mult ca ăsta. Ok, și să vedem cutiuța de Keydrop. Hyper Beast, depinde de condiție. Battle scris 14 euro. Bun, mai dă și nou un boost. Gen. Bun, nu 20, te rog. Ok, 15. Și mai este o singură cutiuță unde, dacă i-ar mai dăm cu un M4A4, ne-ar lua, dar nu ne ia, că am luat mare code red, băieți, și am făcut 200 de euro. N-am făcut bănuții înapoi, ca și cum. Bine, acum
după cum v-am spus în fiecare clipuri, dacă voi vedeți că la mine e așa, asta înseamnă că și la voi o să se întâmple tot la fel. Adică depinde de etichetele pe care le aveți voi. Bun, a fost pe partea dată, o să mai fie încă una pe partea stângă. Ok. Hai să dăm una așa mai mare. Pe partea dreaptă, pe partea dreaptă aș da. Sau nu, mai pe stânga. Bă, dar nu știu ce noroc. Ho, sau? Nu, nu știu ce noroc am. Hai să dăm acum la un 5x, bă, băga mi-aș piciorul să-mi băg. Pe partea dreaptă, pe partea stângă. Ok, ok. Hai să încercăm la un 400, poate. Cine știe. Bine, voi dacă aveți bani ăștia, vă dați seama, nu trebuie să faceți chestia asta, dar eu fac pur și simplu pentru content. Bun. A fost pe partea dreaptă, hai pe stânga. Și... ha! Bun, mai avem totuși 200 de euro. Hai să mai facem în felul următor. 70, 35, 44, 55, 15, Actress, Terminator. Gata, și cam ăsta e battle-ul. Hai să vedem, dăm din nou cu boțulii. Boțulingan, sau nu, nu dăm cu boțulii, dăm cu bot Eva. Nu, că Eva tot timpul n-a dus ghinion. Hai cu Lilo, că n-am dat în viața mea cu Lilo, cred. Începe cu cutiuța de 70 de euro, băi băieți, hai să vedem. Am luat Shadow Daggers, ok. Ok, 144, ok, dar încă își mai pot reveni pentru că sunt niște cutii destul de scumpe. Aici, ok, 945. Oscar, din Oscar își poate reveni 100%, dar nu, nu-și revine pentru că suntem boși, ca idee. Bun. Lucky Clover, cutie la 5 euro, hai să vedem. Cutie limitată pe care o puteți accesa numai dacă, pe care o puteți deschide de fapt numai dacă accesați un link pe care l-aveți în descriere. Ok. Mai scump, exact, 184, dar lui nu-i dă nimic, am pui mei, nu dă mai nimic, nu mă hrănește, ca zic așa. Bun, 107, 4 de fapt, bine, top acolo. Și cutie la 30 de euro, 40 de euro dacă nu mă înșel. Ok, și-a dat un wildfire și am făcut înapoi 281 de euro. Nu a plătit chiar atât de bine battle-ul ăsta, dar nu e nicio problemă, băieți. Hai să vedem, dăm la un 2x pe partea... De fapt, știți ceva? Hai să facem felul următor, facem o năzbâtie. Exact, băieți, exact. Facem năzbâtie, dar o facem bine. Bun, la un 2x, era și un 5x chiar. Deci, a fost bine. Hai să mai încercăm încă una tot pe... partea dreaptă. Da, și cam ăsta e tot clipul, băieți. Bă, am încercat sincer să fac un case open numai de 100 de euro, dar n-am cum, bă, băieți, n-am cum, că nu-mi place să știu că pierd. Hai să mai luăm și cu punctele astea. Ok, 5,61€, hai să dăm la un 10x. Și da, dacă voi vedeți că fac eu așa, asta nu înseamnă că și voi trebuie să faceți la fel, băieți, și cred că era pe partea alaltă. Ok, nu era nici pe partea alaltă. Bun. Mersi mult tuturor, băieți, oricum, pentru atenția că nu uitați că aici să folosiți și aici promocodul AXL cu 2D pentru un plus de 10% la orice depozit. Și dacă mai vreți clipuri de genul, lăsați sugestii în comentarii, puii mei, poate aveți și voi niște idei mai creative. Și da, mersi tuturor, băieți, pentru atenția că ai fost AXL și ne revedem data viitoare. Bye, bye, pa!